Bun găsit, dragi prieteni! O veste bună, aceea că România ar putea să producă un vaccin anticovid cu ajutorul, desigur, a Institutului Cantacuzino. Și această inițiativă a fost anunțată de curând de către prim-ministrul României, spunând că ea trebuie să fie avizată mai întâi de Comisia Europeană. Așadar, în viitorul apropiat, am putea să ne vaccinăm cu vaccinul anticovid produse chiar la Institutul Cantacuzino de la noi din țară, care a mai lansat în ultima perioadă niște imunomodulatoare. Au fost foarte căutate și cumpărate de către români pentru stimularea sistemului imunitar. Ele nu sunt vaccinuri, dar oricum sunt variante foarte bune de tratament, de prevenire a unor infecții cu SARS-CoV-2 sau cu alte viroze importante. Asta în condițiile în care momentan există 3 vaccinuri, Moderna, Pfizer și AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca. Da, așteptăm și vaccinul românesc să existe cât mai multe pe piață. Probabil că și costurile vor fi cu siguranță mult mai, probabil, cu siguranță vor fi cu mult mai mici și, pe de altă parte, ar putea și românii să vândă vaccinuri în Europa. Da, dacă astea sunt doar niște vise, planuri de viitor sau cu adevărat ceva posibil în următoarea perioadă, rămâne de văzut. Ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată vă doresc!